Începând de miercuri 21 ianuarie, în mod oficial, mijlocașul Ionuț Petculescu nu mai este jucătorul lui Urban Titu, cele două părți convenind încetarea colaborării. Ajuns pe Orășenesc în ianuarie 2014, după ce evoluase ultima dată la Minerul Motru, fotbalistul dâmbovițean, în vârstă de 25 de ani, a adus un aport considerabil la performanțele echipei din ultimele 12 luni. Dar acum, cu 6 luni înainte de expirarea contractului, oficialii Urbanului au ajuns la un acord cu CSA Fumați pentru transferul său. La Titu, Petculescu a fost unul dintre capitanii echipei, dar în același timp și unul dintre golgheterii din actuala stagiune. Jucătorul târgoviștean a evoluat pentru Urban în 29 de meciuri, a strâns 2452 de minute jucate, a marcat de 3 ori și a reușit mai multe pase de gol. În actualul sezon a jucat în 15 partide, 13 în campionat și alte 2 în Cupa României, contabilizând 1254 de minute jucate. Urban Titu îi mulțumește lui Ionuț Petculescu pentru evoluțiile foarte bune realizate în echipamentul vișiniu și îi dorește mult succes în carieră și la noua echipă.